Giurgiuvenii au trecut fără probleme peste această mini-vacanță cu fenomene meteo capricioase. De weekendul prelungit cu ziua liberă de Rusalii, cetățenii Giurgiului au profitat din plin și s-au declarat mulțumiți că orașul lor nu s-a confruntat cu necazurile din alte părți ale țării. Umiditatea din atmosferă și temperatura caniculară nu au făcut ca giurgiuvenii să apeleze mai mult decât de obicei la serviciul județean de ambulanță. Contrar așteptărilor, de data aceasta, în acest weekend prelungit de Rusalii și datorită temperaturilor ridicate, serviciul județean de ambulanță a primit un număr mai mic de apeluri față de o zi obișnuită de lucru și față de weekend, cu o medie de 10% mai puțin. Au predominat în general persoanele cu tensiune, deci hipertensivii, cardiacii. Au fost și vreo 2-3 decese, dar din cauza de boală, nu din cauza de caniculă. Nu au fost persoane căzute în stradă din cauza caniculei. Pentru Giurgiu și sudul țării, vremea va fi caniculară și în zilele ce urmează, așa că locuitorii din această parte a țării trebuie să se protejeze pentru a nu avea probleme de sănătate. Cei mai atenți trebuie să fie bătrânii, copiii și bolnavii cronici, cardiacii fiind și ei printre cei expuși fenomenelor acestei perioade cu temperaturi mai mari față de cele obișnuite pentru începutul verii.